Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru resursele din luna aprilie. Deci, scorpioni, luna aprilie 2023. Să începem în primul rând cu sfatul oracolului Lenormand. Pentru voi s-ar părea că o să aveți o ceartă pentru faptul că aveți poate un șef, poate un părinte sau un frate mai mare, o persoană care consideră că trebuie să se impună cumva și vă provoacă gânduri negre. Poate să vă și solicite din punct de vedere nervos, așa, și ajungeți să vă certați referitor la bani, la resursele pe care le aveți din munca voastră. Să vedem ce spune tarotul. Voi folosi de data asta tarotul Druid. Pentru scorpioni. Să vedem ce vă spune acest tarot. Că veți lua o schimbare, veți căuta să schimbați ceva legat de aceste resurse. Și lucrul acesta poate să vă ducă spre o stare de bine, de armonie, de înțelegere cu această schimbare. Trecutul, prezentul, viitorul, sfatul, averea ce aveți, da? Ce speranțe, ce vă doriți și finalul. Aici, trecutul s-ar părea că este vorba de un prinț de spade, un bărbat aprig, un bărbat care a încercat să vă impună anumite reguli, să vă ceară ceea ce consideră că este dreptul lui și acest aspect chiar să vă ducă la o confruntare. O confruntare unde acest personaj nu s-a dat la o parte să vă și rănească. Deci vorbim de un bărbat mai tânăr cu ascendent Zodia în Gemeni. Acum vă doriți o distracție, o petrecere. Poate că unii dintre voi vreți să sărbați ceva sau să participați la sărbarea unui prieten, a unei prietene și vreți să vă simțiți bine. Să legați noi prietenii, relații, să faceți cunoștințe. Așa, deci este un moment benefic în prezent, legat de bani, de resurse. Cu alte cuvinte, voi nu prea dați acum importanță la bani, adică importanță în sensul că nu aveți chef să strângeți bani sau să investiți în ceva. Vreți să vă simțiți bine. În schimb, în viitor, veți primi niște bani, un nouă de monede. Arată că veți primi niște bani care au o sursă misterioasă și care vă permit să investiți în lux, în bun gust, tot ceea ce vă doriți voi, să vă satisfaceți, am zice, nu plăcerile voastre, dorințele voastre, să vi le împliniți. În schimb, sfatul este să fiți atenți că aveți aici un 5 de monede, că apar și pierderile. Cam asta este atenționarea, fiindcă este sfatul. Sfatul este fiți atenți, cumpătați cât de cât, pentru că riscați să și pierdeți, nu numai să câștigați, să primiți. Ceea ce aveți voi,
Totul depinde de o regină de cupe. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie sau luna plină în rac. O femeie care arată sensibilitate, poate fi partenera de viață pentru un bărbat, pentru o femeie poate să fie o prietenă. Romantism, o femeie care totuși se preocupă, este, cum să spun, se ocupă de familie, de căminul ei, își dorește să strângă sau să, cum să spun, să achiziționeze lucruri vechi, antice, deci obiecte de anticariat, să ne gândim, deci lucruri de genul ăsta, așa. Și este o femeie sentimentală, dar schimbătoare, totuși. În ceea ce privește speranța voastră, este să depășiți orice obstacol. L-aveți în față, dar vedeți că aceste obstacole le puteți depăși, dar trebuie să țineți cont de dreptate, de adevăr, să fiți totuși fermi în ceea ce faceți, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi. Și finalul este o arcană majoră. Până aici n-ați avut nicio arcană majoră, dar aici aveți o arcană majoră. Uitați, sacrificatul, sacrificatul, finalul este stagnarea. S-ar părea că ați vrut voi să faceți multe, ați încercat să nu dați importanța acestui prinț care vă cerea socoteală de resursele lui, de ceea ce considera că e al lui. Voi vă doreați să vă simțiți bine și totuși sfatul, așa cum îl aveți aici, a cinciul de monede, care vă atenționează, vedeți că există și pierderi, vedeți că există și stagnare, fiindcă voi veți intra într-o perioadă de stagnare. Nu veți mai primi, eu știu, poate că unii aveți o afacere, nu veți mai avea clientela pe care ați avut-o până acum. Nu veți mai obține veniturile pe care le-ați obținut. Această stagnare este impusă mai mult de persoane care cumva v-au atenționat să nu faci asta, să nu faci asta și voi ați făcut ceea ce v-ați dorit voi și acum aceste persoane chiar vă impun această stagnare. Este momentul, să zicem, să vă eliberați de concepțiile voastre, fiindcă nu puteți face altceva decât să vă eliberați de aceste concepții. Și dacă vreți să îi forțați pe ceilalți cumva să-și schimbe ei concepțiile, nu veți reuși, nu veți avea cum să faceți acest lucru. Deci aveți o perioadă de stagnare unde veți putea ieși din această stagnare dacă vă schimbați concepțiile, va fi totul mai bine pentru voi. Și să țineți cont de sfat că sunt și pierderi, apar și riscați să vină și pierderile spre voi. Dacă ne uităm la cele trei cărți care au fost sfatul oracolului Lenormand, observați că aici ați avut această ceartă. Cearta pare să fie cu acest prinț de spade, care este o persoană destul de dură, o persoană care nu menajează pe nimeni. Și voi v-ați făcut gânduri negre, v-ați gândit că e mai bine să mă distrez, e mai bine să mă simt bine și nu ați vrut să ascultați probabil de sfatul unei persoane care în final vă impune această stagnare. Deci încercați să îmbinați toate acestea, eu știu, fără să într-o ceartă evitați să vă răzbunați și gândurile negre, în stilul în care vreți voi să le dați deoparte, este acela de a cheltui foarte mulți bani și poate că este bine totuși să
fiți puțin cumpătați în ceea ce vreți să faceți. Aceasta ar fi pentru voi. Eu vă doresc împliniri în luna aprilie și vă mulțumesc pentru timpul acordat.